Una dintre cele mai cunoscute martire ale creștinismului timpuriu este Sfânta Mare Muceniță Irina, un chip al neprihănirii, al nevinovăției și al sfințeniei vieții. Numele său provine din limba greacă și înseamnă pace. Fiică a lui Liciniu, un conducător local al provinciei Magedo din Persia, a fost numită, înainte să devină creștină, Penelope. Într-un gest necugetat, tatăl său, ca să o protejeze, a închis-o și separat-o de lumea de afară, aranjând ca ea să fie slujită de un număr mare de servitori. Prin rânduială cerească, Irina a primit buna vestire creștină de la Sfântul Timotei, ucenicul Sfântului Apostol Pavel. Timotei a învățat-o în taină cele despre adevărata credință și despre adevăratul Dumnezeu, singurul căruia se cuvine închinare. Irina a primit cu bucurie în inima sa vestea despre Iisus, Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lume pentru mântuirea oamenilor, care a suferit pătimiri și moarte și care a înviat a treia zi biruind moartea, biruință pe care o dăruiește tuturor celor care cred în El și îl mărturisesc. Odată ce a primit luminarea credinței și a botezului, Irina a înțeles cât de greșită și fără de rost este idolatria deprinsă prin educația primită de la părinți. În consecință, a aruncat toți idolii pe care tatăl său îi pusese în locul în care a izolat-o. Când tatăl a auzit despre necinstirea idolilor strămoșești săvârșită de către Irina, a pedepsit-o crunt, dorind chiar să o ucidă. Faptele minunate ce au însoțit acele clipe grele din pătimirile Sfintei Irina au dus la convertirea la creștinism, atât a tatălui cât și a unei mulțimi mari de oameni care fuseseră martori. Urmașul la tron al tatălui său, Sedechia, a încercat și el să o aducă pe prințesă înapoi la păgânism prin metode violente. Îndrăzneala și rezistența Irinei au fost dovadă suficientă pentru alte mulțimi de oameni care au devenit și ei creștini. Vestea despre această mare mărturisitoare creștină a ajuns până la Sapor, împăratul Persiei, contemporan cu Sfântul Constantin cel Mare. Sapor a dorit să o întâlnească pe Irina și a încercat el însuși să-i frângă voința și credința. Moartea Sfintei Irina rămâne și ea învăluită în minune și a dat viața pentru cel pe care îl primise în inima sa ca stăpân și mântuitor, Iisus Hristos, Domnul Păcii.